Din cauza ploilor torențiale care s-au bătut asupra regiunii Cernăuți, Prutul a depășit cota de pericol, fiind inundate mai multe localități din nordul Bucovinei. Mii de case au rămas fără alimentare cu gaze sau cu curent electric. Cea mai mare piață din regiunea Cernăuți, Kalinivska, a fost inundată astăzi, iar nivelul apei crește de la o oră la alta. Două zile la rând, antreprenorii au evacuat marfa, menționând că autoritățile nu manifestă prea multă grijă față de ei. Кажу, за 15 хвилин вода десь піднялась мінімум на ширину на 4-5 метрів. În decurs de 15 minute, apa s-a ridicat foarte mult, a ocupat o suprafață de aproape 4-5 metri lățime și continuă să crească. Nu există mari perspective să nu fie inundată piața Kalinovska. 95% dintre întreprinzători sunt pregătiți pentru eventualele inundații. Au eliberat magazinele, marfa au depozitat-o în oraș sau au ridicat-o la un nivel mai sus. Însă nămolul, mizeria care vor fi aduse de apă ne va lăsa disperați. Va trebui să spălăm, să dezinfectăm spațiile, etc. Este un minus pentru noi. Important e că statul are grijă de noi. Tot ce ne-a zatopit, tot ok. Наша влада переживає за нас. Конечно, немножко страшно, поэтому до сих пор здесь следим за прибытием воды, потому когда на моей точке осталось метров 30. Urmăresc cu atenție creșterea nivelului apei în râu. Până la magazinul meu au mai rămas 30 de metri și am emoții. Autoritățile ne-au preîntâmpinat că e posibil să se ridice nivelul apei până la 6 metri și jumătate, de aceea trebuie să evacuăm marfa sau să o depozităm mai sus. După cum vedem, deja apa în râul Prut s-a ridicat la 6 metri. Чижик Володимир Євгенович, працівник Калинівського ринку. Ми бачимо на сьогоднішній день, що вода прибуває. Volodymyr Cicic, întreprinzător la piața Kalinovska din Cernăuți. Observăm cu toții cum se ridică nivelul apei în râul Prut. Administrația pieței Kalinivska nu este pregătită pentru așa ceva. Întreprinzătorii însă s-au pregătit în mare parte. Au dus marfa acasă, unii au ridicat-o mai sus. La ce să ne așteptăm în continuare, noi singuri nu știm. Încă în anul 2008, autoritățile din Cernăuți au promis că vor construi un dig pe malul râului Prut, însă suntem deja în anul 2020 și acest dig nu a mai fost ridicat. Noi înțelegem cât de mult ne susțin autoritățile noastre. Piața Kalinivska din Cernăuți aduce cele mai multe venituri orașului prin taxele locale colectate, fiind o entitate economică de bază a orașului de pe Prut. Același râu le creează antreprenorilor din când în când probleme, ori piața se află chiar lângă această arteră acvatică, iar inundațiile pun în pericol stabilitatea funcționării întreprinderilor mici. După ce piața a fost închisă timp de 3 luni din cauza COVID-19, o nouă necasă a bătut asupra antreprenorilor cernăuțeni, inundațiile din aceste zile.